Salutare, sunt Cristi Miculescu, sunt din Montan. Suntem pe Valea Cumbu, unde o să noptăm în seara asta. Am plecat din Kathmandu, am ajuns în Lukla, am prins unul din puținele zboruri care au avut loc astăzi, după ce ieri erau multe zboruri amânate. Din cauza vremii, nu știu exact, noi am prins vreme cât de cât bună, dar se pare că din cauza vremii și astăzi s-au amânat o grămadă de zboruri. Noi am avut noroc și am plecat, am ajuns aici. Vă spuneam, suntem pe Valea Cumbu, râul Cumbu, suntem cazați la vila asta cu logiul ăsta cu acoperiș verde. O să traversăm un pod. Acesta este râul Cumbu, care străbate valea. Lumea încă vine și la ora asta. Urcă pentru prima noapte, probabil, de cazare cei mai mulți. Avem parte de peisaje de vis, suntem înconjurați de munți și vârfuri de aproximativ 6.000 de metri. Râul este unul destul de învolburat. Se construiește destul de mult și chestia asta personal nu poate decât să mă bucure. Avem căluții de vânt aici și o să-i tot vedem pe parcursul zilelor. Și un elicopter care vine acum. Probabil se duce în Everest Base Camp sau n-am ce bazar. Să trecem râul și mai vedem. Poate cu flori roșii sunt rododendroni. Am mai văzut ceva un pic, mă rog, neobișnuit pentru mine. O magnolie, dar magnolie de, nu știu, 20 de metri, ceva de genul ăsta. Foarte mare, cu niște flori mari, frumoase. Cam așa se vede de pe pod. În direcția asta este și aeroportul Lukla. Cerul este destul de închis acum, nu se mai văd vârfurile, dar în timpul zilei le-am observat destul de bine. Cam atât, o să vă las să mai admirați un pic, pe care urmează mâine să mai vă transmit niște filmulețe. Asta e podul pe care circulă atât oamenii cât și animalele de povară. Acum, vedeți acolo departe, să încerc să apropii, o caravană de catări. Parcă sunt fără bagaje.